toate clasele. Înseamnă că i-ar acceptat-o directorul. Cum adică? Am auzit cum vorbeau profii în pauze când o ceartă directorul pe doamna de fizică. Se enervează și dă lucrarea de control la toată școala. Păi și de ce o ceartă? E colerică, se enervează repede. Iar au fost probleme cu clasa dumneavoastră la dirigenție. Deci de acum înainte nici un mărțișor pentru profa de fizică, nici ghiocei, nici zambile, nimic. Gata! Lucrare de control, nu? Da, să-mi fac ea mie una ca asta, când eu abia m-am întors, că am avut pojar. Lasă, că ți-ți dă mereu un punct în plus, că mereu o lingușești cu cadouri. Am dat foaia goală, deci cu punctul ei în plus o să iau 2. Mulțumesc! Are cineva șervețele? Ai răcit? Nu, dar nu climează ochii de lucrare de control. Bine ai venit în club. Cu toții o să luăm note mici la lucrare. Și apoi toate nenorocirile aferente. Ce nenorociri? Adio PlayStation, adio ieși la joacă, adio sparg cu praștia geamurile vecinilor. Nasol, și eu la fel. Și vecinii mei abia și-au pus termopane noi. Mai nasol e că ne aduce lucrările de ziua mamei. De ce? Am vrut să ia cadou mamei o pereche de cercei. Și ghiși ce mi-a zis. Cadoul tău pentru mine vreau să fie carnetul tău de note. Mai bine legea cerceii. Exact, așa am zis și eu. Dar ea nimic, a insistat să-i duc carnetul. Acum îi duc carnetul, dacă asta și-a dorit. Și să-i spui și proverbul, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se îndeplinească. Yay! Lucrare! Mamă, ce tare a fost! Exercițiile alea erau din culegere, iar ultimul punct era întrebare capcană, ca să-i prindă pe cei care nu au învățat. Este? Cred că e cazul să întâlnim consiliul și să analizăm dacă merită pe exclusă din clubul 40. De ce? Ce-am făcut? Ne sfidezi cu talentul tău la fizică și cu notele mari. Aici nu e loc pentru olimpici. Ori luăm toți note mici, ori afară cu premianții. Îmi cer scuze. N-am vrut să învăț atâta materie. Pur și simplu se prinde de mine. Doar răsfăiesc cu carte și memorez tot. Văd că insist să ne provoci. Nu, terminați! Ce să fac dacă iau 10 pe linie? Nu mă pot abține. Roagă-te să ai notă mică la lucrare ca să te iertăm. Doamne, dă să iau doar 9 la lucrarea asta. Nu, Doamne, nu te lua după ea! Mamă, trebuie să sune mai cald. Uite la mine. Scumpa și iubitoarea. Și iertătoarea. Mi-a mămică. Te rog să mă ierți. Pentru că am luat 2 sau 3 sau 4 la lucrare. Promit că o să iau mai mult la lucrarea următoare. Dar te rog, nu îmi confisca PlayStation-ul așa cum m-ai amenințat când mi l-ai luat. Eu zic să nu-i dai idei. Tată, te rog să nu confiști alocația
dacă iau la lucrarea asta doar nota 9. Pentru 9 ai merita o pedeapsă cruntă. De ce? E doar un punct sub 10. Exact! Toți ceilalți merităm pedepse mai mici pentru că e de înțeles că nu suntem în stare. Dar tu să fii atât de aproape de nota maximă și să ratezi cu un punct? Eu te-aș da afară din casă, dacă ai fi copilul meu. Eu ți-aș anunca pe geam toate jucăriile. Eu te-aș ține 2 luni cu o singură de haine. Și eu cu o singură masă pe zi. Ce ai alege? Dar ce aveți cu mine de mă uriți așa? Dar nu te urăm, dimpotrivă, ținem enorm la tine. Ești ca și copilul nostru și avem așteptări foarte mari de la tine. De aia, pedeapsa ta trebuie să fie mai severă. De fapt... Aș trebui să scriem o scrisoare către părinții tăi. Dragă domnule Rotar, vă rugăm să dați dovadă de severitatea necesară și să o pedepsiți pe Georgiana exemplar. Cum să scrieți o scrisoare către părinții mei? Noi, colegii Georgianei, ne bazăm pe pedepsa dumneavoastră ca să ne motiveze și pe noi să învățăm. Încetați, opriți-vă! Altfel, vă garantez că o să învăț numai de 10 pe linie. Ah, ne ameniți, da? Bine, opriți-vă și promit că... Promis că ce? Că o să mai iau o notă mică până la sfârșitul semestrului. Da, și cât de mică? 8? 7? Ok, ok. Mai jos de 6 nu am cum genetic să iau. În cazul tău, acceptăm o 6. Ok. Iar mă bag ai mei la meditații. Și pe mine și abia mai fac față cu meditații la celelalte materii. Păi, la ce mai faci meditație? La mate, română, engleză, franceză, muzică, istorie și geografie. Poftim? De ce faci meditații la toate astea? Ca să nu iau note proaste. Practic, mai faci o școală numai la meditație. Nu chiar, că la sport nu fac meditații. Și eu care mă plângeam că îmi bagă meditații la fizică. Sunt o norocoasă. Băi, când am stat la toaletă, mi-a venit o idee genială. Și ne-ai mai apucat să te aranjezi la cămașă? Nu, că ardeam de nerăbdare să vă zic. Știu că putem să luăm note mari la lucrare. Dar... Dar ce? Dar am uitat să mă spăl pe mâini. Așa, și ce dacă? Dar igiena... Dar lucrarea? Bine, bine, bine. Am văzut-o pe profa de fizică când a plecat. Avea doar poșeta. Asta înseamnă că a lăsat lucrările în cancelarie. Dacă ne furișăm noi noaptea și înlocuim lucrările... Cu ce să ne înlocuim? Cu unele noi, pe care le facem aici acum. Unde găsiți formula? Unde găsiți răspunsurile corecte? Cine are ceva de scris? Tu chiar meri să iei notă mică la lucrare. Merge, merge, bravo! Total inutil, dar bravo! De ce e inutil? Facem lucrările de la zero și le înlocuim. Dacă mai citeați voi, presa aș fi aflat la lucruri noi. Inspectoratul școlar a investit în sisteme de pază în toate școlile din oraș. Începând de azi au fost instalate încuieturi la uși și senzori de mișcare pentru a reduce furturile din școli. Nu se poate! Acum și-au găsit și ăștia să investească în școli. Când să trișești o la lucrare. Da, ea a apucat hărnicia acum. Ce-i drept, se cam fură din școală. Ba calculatoare, ba papetărie cretă, până și cârja profului de sport. În concluzie, copii, pregătiți-vă în note mici la fizică. Dar nu neapărat. Ai tu idee mai bună? Ia gândiți-vă, de ce ne-am înființat noi Clubul 40? Ce avem noi în comun? Timp liber? 5 degete la mână?
Le avem și pe astea, dar avem ceva mult mai prețios. Inteligența. Ah, și-am vrut să spun asta, dar nu m-a dus capul. Și cu ce ne ajută inteligența ca lucrări la fizică? Dacă am putea să trecem și de senzorii de mișcare, și de ușile încuiate, și să înlocuim lucrările la fizică. Cum? Ușor, ușor. Acum ridică piciorul. Mai sus piciorul, mai sus am spus. A declanșat alarma. Altul la rând. A expirat. Altul la rând. Și... start! Ce cumva frig? Am emoții. Stop! Altul mai bun la rând. Sunt gata. Start! Hai, că pierdem vremea cu incompetenți. Altul la rând. Așa. Bun, frumos, bravo. Te-am locheat. Ai făcut de oai. Ieși. Gata, am rezolvat. Bravo, în loc să descui, ai reușit să încui de două ori. Cred că ea are cu defect. Hai la altă ușă. Gata, am reușit. Băi, tu reușești doar să le încui. Noi avem nevoie să le descui. Înțelegi diferența? Acum eu. Dar tu ești strâmbă. Și ce dacă? Știu să mă strecor. Tu te strecor ca un tractor în ghiveci. Și după ce trec de rasele, ce fac? Când treci de rasele, descui ușa. Dar eu nu știu să descui ușa. Păi știu cine o descuie. Alo, mă aude cineva? M-am încuiat în baie. Ce faci acolo, madame? M-am încuiat. Intenționat? Nu, mă descui și pe mine? E, greșelile se plătesc. Stai acolo până vezi să te descui singură. Să zicem că trece Andreea printre rasele, cum facem ca Ana să treacă dincolo de rasele să descuie ușa? Și apropo, unde e Ana? Încuiată în baie! De stă bine. Știu că sunteți supărate pe mine că o să iau notă mare la lucrare, dar dacă ați fi învățat și voi puțină fizică, ați fi știut că dușmanul lor care îi laser e oglinda. Adică ce vrei să spui? Vreau să spun că ce rost are să ne chinim cu balet printre lasere, când putem să le redirecționăm cu asta? Asta pentru că sunt invizibile cu ochiul liber. Ca Moise, primara roșie. Ce-ar fi să încerci mai întâi clanța, să nu fie descuiată, iar tu să o încui? Avem o mică problemă. Cât de mică? Cam de 80 de kilograme. Atâta cântărește pasticul care doarme acum cu capul pe teancul de lucrări. Păi, și nu poți să le scoți de sub capul lui? Apciu! Adică, s-a trezit pasticul! Băi, m-ați uitat aici, lasă-ți-vă! Deși am încercat, tot n-o de mici luăm la lucrare. Mă duc să mă îmbrac gros, în caz că mă îmbătai acasă. Dezastru! Ce s-a întâmplat? Se dă lucrare din nou. Dă lucrare din nou? Lucrările din cancelarie s-au distrus când ați declanșat alarma. Iar sistemul anti-incendiu a inundat cancelaria. Dați-mi un manual, repede! Vreau să-mi văd! Oh, fizica, dragostea mea!